Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face cașcaval de casă. În ultimul an, prețurile din magazine au crescut considerabil, iar această rețetă de cașcaval este mult mai ieftină decât dacă l-am cumpăra. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 1 kg de brânză dulce de vaci, 1 litru de lapte, 50 de grame de unt, 1 ou, o linguriță de bicarbonat de sodiu și o linguriță de sare. Într-o oală punem laptele și lăsăm să fiarbă. Când laptele începe să fiarbă, punem brânza și amestecăm câteva minute până când se încălzește și ea. Dacă îți plac rețetele mele și dorești să mă susții în continuare, poți deveni membru al canalului sau poți apăsa butonul Thanks. Mulțumesc! Scoatem brânza din zerul rămas și o punem la scurs. Peste ou punem bicarbonatul de sodiu și îl batem cu o furculiță. Într-o oală punem untul și lăsăm să se topească. Punem brânza scursă de zer, oul cu bicarbonat și sare. Amestecăm la foc mic 20-30 de minute până când toată brânza s-a topit. Punem cașcavalul în forme și lăsăm să se răcească. Am obținut 500 de grame de cașcaval. Cașcavalul de casă este gata, priviți cât de bine arată. Ca să-l scot din forme, am băgat o linguriță pe margini. Are un aspect frumos, se topește exact ca și cașcavalul din comerț și este foarte bun la gust. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!